este important ca femeile să se implice. Eu știu să mă duc la Sfânta Biserică, sunt în vinerea și miercurea și gata. În politică nu ne n-am nevoie de politici deloc. Să mă văd eu în politică, eu nu văd în politică. Pentru că să te impui în fața seniorilor este destul de greu să demonstrezi că tu meriți să ai un loc de frunte în lista candidaților pentru consilieri și asta am demonstrat-o inclusiv prin implicarea mea în rezolvarea unor probleme la nivel local, cum ar fi taxa, majorarea, în momentul în care a fost majorat prețul la taxa transportului public. Am avut momente în care ușile erau închise și încercai să te ai sub ușă și încercai să intri atunci când intra cineva din interior, pentru că altfel nu aveai cum. Fiind o tânără, pe atunci încă, vă zic, în anii de studenție, era destul de dificil să faci toate chestiile astea. Am avut intimidări, am avut fel de fel de amenințări, aș spune. Dar asta nu m-a oprit și în momentul în care reușești să obții ceea ce ți-ai propus, oamenii îți mulțumesc pentru asta. Alegerile din 2015 am candidat pe listele de consilier raional local. La 23 de ani am fost deja aleasă în funcție și de acolo s-au început activitățile mai bine structurate, aș zice eu, pentru că deja aveam ceva experiență, dar în momentul în care obții un mandat, în momentul în care îți asumi o responsabilitate față de o localitate, față de un raion, trebuie să-ți duci cu demnitate și cu dedicație această misiune. La moment sunt asistenta domnului deputat Iurie Țap, dacă e să zic așa, luni este zi de teritoriu, marți, miercuri sunt comisiile de specialitate, joi, vineri avem ședințele de plen în care este un lucru mare și încercăm să facem față. În calitate de ales local, evident că au fost foarte multe momente în care te simțeai sau bărbații încercau să te intimideze pe criteriu de sex, ești femeie, sau în cazul unui tânăr, este o tânără femeie, este și mai greu pentru că ești tânăr, fără experiență în viziunea lor. O femeie care ar trebui să-și facă o familie, care ar trebui să se dedice nașterii copiilor și educației acestora, dar mai puțin în problemele locale. Asta am simțit-o pe propria experiență. Eu cred că planurile mele de viitor sunt legate de Republica Moldova. Am să încerc să fac tot posibilul pentru a schimba lucrurile de acolo de unde vin, din comunitate, din raion, Ialoveni. Iar asta cred că va fi un imbold pentru toate femeile din Republica Moldova să facem schimbarea la noi acasă și să încercăm să ne implicăm cu tot sufletul, cu toată dedicația pentru a dezvolta țara și pentru a o duce spre cursul european. Problemele oamenilor sunt diverse. De la și mai mult personale, au probleme cu pensia, copii, locul de trai, salariile la unele persoane foarte mici care nu le permit să întrețină copiii minori care iau și multe altele. De a amenaja un teren de fitness, dar am combinat și câteva aparate de joacă pentru copii, că în cazul în care vin mămicile cu pici să fie foarte util și pentru copii și pentru mămici.
Acest părculeț a costat în jur la 62.000 de lei. Eu împreună cu trei tineri din localitate am aplicat la Fondul pentru Tineri al Oveni, programul de granturi mici pentru tineri, în care am câștigat 5.000 de lei, care au fost alocați pentru a procura vopsile. Și înainte sărbătorilor de Paști, chiar sunt 2 ani, am reușit să dăm un aspect mai frumos, chiar dacă eu cred că el trebuie reînnoite culorile, dar era foarte, foarte frumos, oamenii din sat veneau și ne ziceau bravo. Aici este biblioteca publică Andrei Vartic din sat. Colegii din Consiliu m-au împuternicit pentru a reprezenta Consiliul Local în instanțe de judecată pe problemele care au parvenit din momentul mandatului meu. Cât privește alte probleme, la nivel local sunt foarte multe, dar iarăși ele toate trebuie să fie documentate. Avem problema terenurilor care au fost vândute, terenurilor publice care au fost vândute ani la rând, oamenii n-au cunoscut despre acest fapt și aici este vorba de principiul transparenței, lucru care eu încerc să fiu cât de posibil transparent pe parcursul mandatului meu. Fapt care la început deranjau unii consilieri pentru că pentru ei activitatea Consiliului trebuie să fie doar în nemijlocit să rămână la Consiliu, să nu-l facem public, dar eu consider acest lucru total greșit pentru că oamenii ne-au ales. Vă ziceam de principiul transparenței, am încercat să rezolvăm o problemă care a fost, bine, nu o problemă, dar o solicitare din partea unui agent economic care a dorit să ia în arendă un teren destul de mare, aproximativ 2 hectare de pe malul Iazului, acolo unde locuitorii din partea cea de sat și cresc animalele, păsările pe timp de vară. Iar acest lucru se dorea a fi făcut fără a fi consultați cetățenii, fapt care m-am împotrivit, am făcut mai multe anunțuri, am încercat să iau legătura cu cetățenii din partea cea de sat, le-am explicat, atunci au fost foarte receptivi, au venit într-un număr mare la Consiliu, fapt ce a determinat să primească acest proiect de decizie un vot negativ din partea majorității mari a consilierilor. Noi, femeile, am zis-o și o să o mai repet, am demonstrat în nenumărate rânduri că noi putem schimba lucrurile spre bine, pentru că noi, femeile, ne dorim un mediu cât mai bun pentru copiii noștri și pentru familiile noastre, iar marea mea dorință și marea mea speranță este ca în viitoarele alegeri să avem cât mai multe curajoase să candideze atât în calitate de consilier local, cât și de primare și, de ce nu, în calitate de alese a poporului. Aici mă refer la deputate.